perioada 21-27 iulie, la Bușteni a avut loc campionatul național de veterani, dedicat șahiștilor și șahistelor cu vârsta de peste 50 de ani. Au avut loc atât turneele de șah clasic, cât și rapid blitz și deslegări. La finalul campionatului național de la Bușteni au fost premiați noii campioni de șah clasic, rapid, blitz și dezlegări de probleme de șah pentru cele patru categorii, open și feminin peste 50 de ani și respectiv peste 65 de ani. La festivitatea de premiere au luat parte directorul de turneu Mariana Ioniță și arbitrul șef Radu Cătălin Chirilă, care au felicitat noii campioni. Turneul a fost organizat de Asociația Club Sportiv Elidor București.